Este un avantaj considerabil. Trebuie să mergem acolo să facem un joc la fel de bun cum am făcut în această seară. Am avut un început prost de meci. În minutul 4 din nou am luat gol, ca și în Supercupă, în primele 5 de luăm gol. Dar important e că în ambele meciuri am revenit și am reușit să câștigăm. Ar trebui să luați gol și apoi să revenim. Nu ar trebui să ne obișnuim cu acest lucru, dar am început prost, cum am spus, partea, dar după aia ne-am intrat în ritm și s-a văzut diferența de valoare, zic eu. Am avut foarte multe ocazii, cred că dacă înscriam în seara asta 5 goluri, nu se supăra nimeni. Cum îl urmăreai pe portarul advers? A luat 3 goluri, dar a și scos încă vreo 5-6. Da, portarul a făcut un meci foarte bun, dar ne bucurăm că am reușit să înscriem de 3 ori și, cum v-am zis, am luat un avantaj considerabil. Acolo nu avem voie să pierdem calificarea, trebuie să jucăm pragmatic și să ne calificăm. Ați avut stadionul plin, a fost așa o frustrare pentru voi că oamenii n-au putut să vadă și la televizor meciul ăsta? E frustrant, vă dați seama, ca nicio televiziune sportivă din România să nu fie interesată de acest meci. Până la urmă, cred că dacă ne uităm la scora, meciul nostru a fost cel mai spectaculos și dacă punem și ocaziile pe care le-am ratat, cred că telespectatorii aveau ce vedea, dar nu e nicio problemă, sperăm să trecem în turul următor și atunci să ne dea și pe noi la televizor. Sunteți pregătiți de meciul de la ora 12, urmează un meci la ora 12 pe cea de aici? Va fi un meci foarte greu, din câte am văzut, din cauza vremii, am văzut că duminică va fi foarte cald, dar ăsta e programul, trebuie să jucăm, nu avem ce face și trebuie să obținem victoria acasă, pentru că și în campionat punctele sunt foarte importante. Nu trebuie să ne rupem de fruntea clasamentului, că până la urmă obiectivul clubului este clasarea în primele 6. Să adună succesele astea pentru voi, câștigați trofee, câștigați și în cupele europene. Ce își propune Sepsi anul ăsta? Suntem pe un drum bun, ne propunem foarte mult. În primul rând ne propunem să trecem de acest tur preliminar în conference, după aceea să luăm pas cu pas și să fim în primele 6, cum am spus. Atmosfera cum a fost azi? A fost o atmosferă fabuloasă. Cred că stadionul niciodată nu a fost așa plin de când ne-am mutat aici. Sperăm că la fiecare meci, prin rezultatele noastre, să reușim să aducem lumea la stadion și să-i facem fericiți ca în această seară. Tu personal ce-ți propui? Te gândești la o plecare poate de la Sepsi în viitor apropiat? Ești cel mai vechi. Sunt cel mai vechi, dar momentan nu mă gândesc la acest lucru. Momentan mă gândesc să facem istorie în continuare cu clubul nostru. Într-o lună jumătate am reușit să obținem 2 trofee și sperăm să nu ne oprim aici și să facem un sezon mult mai bun ca anul trecut și de ce nu dacă putem să ajungem și în grupele Conference League. Noi muncim pentru acest lucru, avem obiective mărețe în vestiar, dar obiectivul clubului principal este clasarea în primele 6. Acum ce ne propunem noi jucătorii, asta știm noi în vestiar, că putem să ne luptăm cu orice echipă din țară. Asta s-a și văzut în Supercupa României, am reușit să învingem campioana României și la Craiova. Cu Craiova ați revenit. Da, asta am vrut să zic, cu Craiova am revenit la 2-0. Înseamnă că avem un grup foarte bun și o echipă foarte bună.